sărind de la traduceri și comentarii din Platon, Plotin, Aristotel, până la cărți de istoria artei, cărți de etimologii savante, cum e cuvintelnic, până la cărți de istoria artei, lucrări despre modernitate, până la, iată, un roman istoric a venit în centru secolul XVII. Din punct de vedere tipologic, mi s-a părut că ar putea fi tangentă cu cartea recentă a lui Umberto Eco, Cimitirul de la Praga, iar în literatura română mai greu găsesc un corespondent, poate că romanul inclasabil al lui Rebreanu, Adam și Eva, 1925. Dar colegii mei m-au rugat să fac, pentru a nu fi obligat să povestească romanul, să fac contextul istorico-religios al fenomenului sau al temei cărții. Știți cu siguranță că la sfârșitul secolului al XV-lea evreii au fost expulzați din Spania și Portugalia, 1492 și 1497, câteva sute de mii de oameni au început să circule de saga pe umăr, cu familii, prin toate drumurile Europei sau pe corăbiile Mediteranei. Se spune că 10-20% dintre ei au murit. A fost percepută ca o apocalipsă acest eveniment sinistru. Mulți au rămas și au fost obligați să se creștineze. Apocalipsa anunță venirea lui Mesia. De aceea, Cabala și misticismul iudaic din epocă s-a colorat puternic, a căpătat o coloratură mesianică. Marile centre de Cabala și de iudaism, de misticism iudaic din Spania, Sevilla, Toledo, Gerona, s-au mutat în estul Mediteranei, iar centrul principal era la Safed, în nordul Mării Galileea. Acolo titularul școlii era cabalistul Isaac Luria. Toată această, când există o așteptare a lui Mesia, Mesia fals sau nu va veni, trebuie să umple acest gol și acest orizont de așteptare. Și într-adevăr, imediat după 1500 au fost un șir de autoproclamați Mesia evrei, de la David Rubeni în Portugalia până la Iacob Frank în Polonia. Dar cel mai important dintre ei a fost personajul principal al cărții, Sabatai Tzvi, născut în Izmir, în Turcia, dar capitala lui a fost în Tesalonic. Asta înseamnă jumătatea secolului al XVII-lea, 1650. Vânt în pânze a adus un alt fenomen apocaliptic întâmplat în Ucraina și Polonia, unde cazacii lui Bogdan Khmelnitsky au omorât peste 100.000 de evrei. Se spune că până la Holocaust a fost cel mai mare genocid împotriva evreilor. Au ajuns chiar până la granițele Moldovei și Vasile Lupu a fost obligat să ia măsuri pentru a-i opri. Există și un cabalist important la Iași, Nathan Hanover, care a scris o carte în adâncurile disperării, nu pe culmele disperării, în care povestește aceste
violuri, acest carnagiu fenomenal cu care Iașiul era confruntat. Până la urmă, ca să îmblânzească hiara, așa îi spunea Iron Costin, lui Bogdan Khmelnitsky, Vasile Lupu a fost obligat să-și dea fica pe Ruxandra ca soție lui Timuș Khmelnitsky, fiul lui Bogdan. Dar cartea lui Andrei Cornea are două paliere de timp. Unul este jumătatea secolului al XVII-lea, când s-a produs proclamarea lui Mesia, venea și anul 1666, numărul fiarei. Dar și celălalt palier este punctul din care privește tot acest fenomen politico-istorico-religios. Și a avut geniul romanesc să vadă potențial, geniul să vadă potențialul romanesc al acestei povești, dar și să mute punctul de perspectivă undeva în anul 1924. De ce e important acest an? Pentru că este privit această mișcare de mesianism din perspectiva altor izme care se produceau sau începeau atunci după războiul cel mare. În primul rând, Imperiul Austro-Ungar se prăbușise, Imperiul Otoman se prăbușise, Imperiul Rus se bolșevizase. În al doilea rând, naționalismele de toate felurile care bântuiau în țările care se nășteau, statele naționale, fascismul, comunismul, sionismul, anarhismul, toate erau atunci pe masa contemporanilor și din această perspectivă Andrei Cornea privește și mesianismul din secolul XVII. Atunci a fost, în 1923, și Convenția de la Lausanne, care a impus strămutări de populații islamici din Grecia, au fost mutați în Turcia și creștinii din Turcia au fost mutați în Grecia, lucru care a provocat din nou mari frământări. Ce mai vreau să spun este că e o carte curajoasă din punct de vedere teologic și politic, pentru că ea demontează mecanismele generale de care pun în mișcare și agregă toate mentalitățile colective cu care suntem confruntați până în ziua de astăzi. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cred că asistăm la un eveniment astăzi, pentru că pentru mine este un eveniment ca cineva care a scris toată viața eseu și cu și ce mai scris Andrei? Eseu și traducere și articole politice să debuteze târziu cu un roman. Cred în debuturile târzii. Târziu a debutat Arghezi, târziu a debutat Nina Berberova la 84 de ani. Este o dovadă că ceea ce scrii nu e întâmplător. În general, dacă debutezi târziu în poezie sau în literatură, înseamnă că ai ceva pe suflet, că ai ceva important de spus. Ai evitat deja toate capcanele atracțiilor facile din tinerețe și trebuie să spui un anumit lucru.
Așa s-a întâmplat, cred, și cu Andrei Cornea. El și-a exersat, desigur, mâna, a scris înainte niște povești apocrife foarte frumoase și care mie mi-au plăcut enorm. N-au avut succesul meritat, după părerea mea. Iar acum a făcut saltul la roman, ceea ce ne-a umilit pe toți. Pe mine mai puțin, totuși, și trebuie să dezvălui ceva din preistoria scrierii acestui roman. Și îmi permit să citesc dintr-un articol pe care l-am scris cândva în România Literară. Se numește, și vă rog să nu o luați ad literam, articolul se numește Cum să scrii un roman prost care să se vândă bine. Mai în glumă, mai în serios, A, e vorba de Andrei Cornea, A mi-a propus să ne asociem să scriem un roman, un bestseller mondial. Firește, sub un pseudonim de rezonanță străină, un autor fictiv, să-i facem o biografie și o bibliografie într-un site pe internet. Trec peste diverse detalii, spun doar ce pretenții aveam în privința compoziției. În privința compoziției am ținut și eu la patru condiții pe care le socotesc obligatorii la un roman prost care să se vândă bine. Subiect legat de o figură misterioasă, dar în același timp arhicunoscută din istoria omenirii, de care ar fi auzit și ultima chelneriță, cum e Leonardo, intrigă semipolițistă și un erou din categoria intelectual genial confruntat cu lumea reală. În fine, romanul trebuie să pună o mare întrebare de viață și de moarte dintre cele care ne preocupă pe toți. Ce mi-a spus Andrei atunci, zice, dar te previn, a adăugat el, trebuie să fie un roman prost, categoric prost. Eu nu mă simt în stare să-l scriu, dar în tine îmi pun toată nădejdea. Până la urmă, lucrurile nu s-au întâmplat așa, noi n-am mai scris un bestseller prost, care, deci, fie în toate casele. Și aș spune că romanul pe care l-a scris Andrei Cornea a păstrat numai două dintre condițiile pe care le puseseram noi atunci, și anume a ales o figură misterioasă, dar țin minte că mi-a spus acest subiect atunci și am spus e prea puțin cunoscut, nu e suficient de cunoscut Șabatai Țvi ca să fie ales pentru un asemenea roman, și a păstrat o intrigă, să zicem, cu suspans, o intrigă de altfel. Altfel însă, el a scris un roman bun, care sper să se vândă bine și nu prost, adică sper să nu se inverseze cele două condiții. Și ca să vă dau doar o idee de cum sună acest roman, am să citez începutul. Nu-i niciun secret, zice autorul. Povestea asta începe chiar cu sfârșitul ei, dacă e cu putință să se vorbească astfel, sau mai precis cu unul dintre multele ei sfârșituri, fapt care îl face pe autor să se declare un modest imitator al naturii, cum ar fi spus cei vechi. Căci multe lucruri firești pe lume, precum durerea, iubirea, ticăloșia, credința, ignoranța, sau chiar viața însăși, reîncep taman când crezi că s-au sfârșit. Acestea fiind zise și nevoință în șire vorbe de Hristos, autorul anunță și așa mai departe. Vedeți ce ton splendid are Andrei Cornea? Și aș adăuga că ceea ce este cel mai reușit în acest roman e tonul. Este tonul unui om care a ajuns la o anume înțelepciune, care i-a citit pe cei înțelepți și care a ajuns el însuși la o anume înțelepciune, un ton ușor melancolic, însă nu plictisit de veșnicul spectacol al lumii și mai ales nu plictisit de ceea ce ține de marile, veșnicele mari întrebări ale lumii. Ideea care mi-a plăcut cel mai mult în acest roman este că
Credința ar trebui să fie un lucru care îi unește pe oameni și nu un lucru care îi desparte. Există o primă variantă a romanului în care titlul era Esperanto. Esperanto nu ca limbă vorbită de toată lumea. Știți că pe la 1900 un doctor evreu a inventat o limbă comună, o limbă care să amestece diverse dialecte, un Esperanto al credinței, o credință din aceea care să îi unească pe oameni. Și vă mai citesc doar o parte din vorbele finale. Autorul auzea pe rând sau încălecate, ori amestecate, toate aceste sonorități nocturne ale orașului și portului, cât și altele mici. Iar în fundal, aproape la limita audibilului, din picina calmiei, mai auzea sau poate mai curând simțea că trebuie să se afle la locul său și acel murmur neoprit al mării, pe care avea să o străbată doctorul împreună cu toți ai săi în zilele următoare, un fel de basso continuo universal, despre care Spiros gândise odată că ar putea fi sunetul sfârșitului și pe care, în fond, l-ai putea tot așa de bine numi sunetul începutului. Vedeți cât de frumos rimează începutul cu finalul, cu unul dintre finaluri. Povestea în sine este o poveste uimitoare, veți vedea de ce. Personal nu vă voi dezvălui prea mult din ea, dar vă asigur că este ceva ce merită citit. Închei cu ideea că acest roman este și pentru cei care gustă filozofia, pentru că e construit literat vorbind în rama unui dialog, unui dialog din buna tradiție a dialogurilor filozofice. În fond, povestea se reconstituie din dialog și că este un roman pentru degustătorii de artă, pentru că este un roman baroc. Vă mulțumesc!